Da, băieți. O nouă zi în paradis, cum zic eu. M-am dat jos de la aia cu cai, că nu m-a dus cu vom. 2 km, 3 să zic, nu cred că m-a dus mai da? Bă, e bun, e bun. Bă, sunt în Vipovul de jos. Cam asta e zona orașului, Vipovul de jos. Acolo, după cum vedeți, o biserică, pogorârea Duhului Sfânt se numește. Vă dați seama că nu mă duc până acolo, că e închis. Deci, multe poveste. Am și portat cu drona, unde sunt. Aici, cu drona, cum se vede locul de față. Asta e Vipovul de jos, dacă aici e primăria. Deci, aici e consiliul local. Deci, aici e consiliul local, băieți. Aici e poliția, peste drum de mine, văd că vilă, mă, ce mă, nu e poliția asta. Arată că am poliția. Asta e primăria, normal aici ar trebui să fie curent pe undeva. Mă, bun, mă, nu, uite ce faină căruță, mă duc până aia. Mă duc până aia, așa ceva. Sunt lucrurile mele care îmi plac. Comuna Vipovul de jos, județul Suceava, primăria comunei Vipovul de jos. Da, uite, aici este cel instalații, dar nu văd o priză. Mă nervez, mă împac, în primărie, e închis. Așa lucră numai de la office. Da, am vrut să vă arăt acum căruța asta. O căruță foarte șmecheră, cu lumini. Asta cred că te prind seara, vedeți. Ce frumos. Foarte frumoasă căruța. Are și o bricheta fabricată. Asta e cu lumini în casă. A, dar asta nu merge. A, asta îl mașestă pe poziție. A, dar e fain așa. Oarecum cum umblau barosanii, adică oarecum cum umplau barosanii pe vremuri, în genul de crezi. Dar trebuie să știi că e frumos aici la primărie, aici ca o primărie într-o comună. Și că e oraș, dar nu-i scrie, că e comună. Uitați, comună. Uitați, e frumos așa, ca comună. E frumos, da? Să mai ținem un pic atenți cu asta. E o chestie care numai șmecheri umblau și nu oricine putea să umble. Era gen de plimbare, nu era de gen de... Era de... Asta era normal, mașinile de lux pe vremea când erau chestiile astea în funcțiune. Da. Am venit aici, când plec aici la intersecție, tot mă gândeam unde să mă duc, în ce direcție, zicea, mă, nu prea îmi dă mie bine ruta acolo, și mi-a zis cineva, da, poți merge pe partea asta, dar e de urcat. Oh. De urcat? Nu, lasă că mă duc eu pe partea mai lungă, nu mai am chef să umblu și așa, nu mi-am prins ocazii până la Rădăuți și nici nu o să ajung astăzi la Rădăuți, nu am cum, pentru că eu trebuie să ajung, nu la, trebuie să trec de satul ăsta, mai un sat cu cât ceva mai încolo, pe cum vedeți cam așa arată orașul, zona de oraș, comună, tot mă le zic orașe, că în Italia tot era orașe, în Italia. Da. Cam ăsta e locul. Adică unde vin eu, școala aici, în chiar s-au zis copiii la gălție, complexul comrăcial. Probabil că este și un cabinet stomatologic și multe combinații. Da, farmacie, aici cum ar veni toată șmecheria în această comună. La Vipovul de jos, școala gimnazială Ion Vicoveanu. Înseamnă că aici ai și Sofia Vicoveanu, că dacă o luăm așa după denumire. Înseamnă că aici e. O doamnă care ascultam în copilărie, că în copilărie nu erau prea multe muzici la televizor, numai ce îți dădeau ei și așa că ai început să cunoști anumite subiecte. Nu că n-ar fi cântat fain. Cântat fain pe vremurile alea, dar știți cum e, vremurile s-au schimbat. Cântăreții și-au schimbat stilul de-a muzica și tot timpul știți cum nu intră nimeni acum să ascultă muzici din anii 70, 60, hai să fii serios. Eventual vreau spus că la radio, la radio n-ai opțiuni, știi? Dacă la radio n-ai opțiuni, nu uite acolo nu este. Dacă la radio nu ai opțiuni, îți dai seama, ascult ce opțiuni ai. Na, aici e restaurant, șmecher. M-am dat 7,50 lei pe un suc să mâncar telefonul, bă, gamea și piciorul să mă... Ai nu poți să-ți încarci telefonul gratis, mă, e greu, mă. Nici nu vreau să mâncați. Că nu este loc. Și era într-una, era încărcătorul ei, zic, scoate-l afară, pateu și pune-l pe a mea. Am zis, cum nu-i loc, zic, este loc, zic.
Hai, dacă vrei să faci o fetiță, cred că nici n-avea 18 ani. Micuță și slăbuță, am văzut un... Da, ce am observat aici la ieșire, lasă că vă spun părere și ce observ despre chestiile astea. Foarte multe păcănele. Foarte multe păcănele. Eu nu sunt de acord cu chestia asta, bine, părerea mea nu contează. Înțelegi? Dar spun eu așa, sunt foarte multe păcănele, pentru că deja devine un viciu chestia asta pentru mulți și pierd bani. Vii săraci, vai și amar de ei lucruri cu ziua. O vinturi și mi-a cerut 5 lei. Am zis, du-te-te tu că lasă-mă, nu mă lua tu pe mie cu 5 lei. Și el, băiat tânăr de vreo 20-25 ani, avea freză din aia de șmecher în cap. Du-te, tată, nu mă lua tu pe mie cu din astea cu 5 lei și cu... Du-te, tată, că este de muncă aici cât vrei. Da, eu fă mai ușor să stai să ceară. Era un pic cam obraznic, dar mă înțeles din primul cuvânt. Uitați aici ce frumos parc are. Foarte frumos parc. Are foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Eu cred că printre primele parcuri care le-am văzut. Așa e, în amploarea asta de frumusețe. De copii, așa e frumos. Da, da, frumos. Costelul de Iar, vine frumos. Uite priza unde e. Uite, unde e acolo? Dacă ori vine poliția și mascați, că așa e în România. România trebuie să fie un pic mai vigilent, un pic că aici vin mascați. Da, pentru așa ceva vin mascați. Îți dai seama, câți din tractorul. Toți v-am turnat pe el la pușcărie. Da, că trebuie să mai facă și ei ceva ca să vadă că au rost într-un oraș. Nu mai restează pornul ca mine, că deja am pus la curent. E, Doamne. Da, uitați aici, Centrul Cultural Sofia Vicoveanca. Exact, am zis eu. Deci, cum am văzut, mi-am dat seama. Deci, că este, mă, nu mi-a spus absolut nimeni nimic. Am spus, dar din experiența mea, Centrul Cultural Sofia Vicoveanca, care și poartă cu mine, vă caut și o sală sportivă și mi-e place tare mult sările sportive, că știu că acolo mă încărc. Dar, tot mă uit pe ceas, am văzut că e 4. Aș mai avea 4 ore până să facem oameni, știi? Și ar trebui să trec de satul ăsta și mai am o comună după aia, cu cât ceva, am uitat. M-am uitat ce frumușele așa, în zona asta, satul ăsta așa. Foarte așa frumușel, știi? Cartea acasă, în Barusan. Ăsta e Centrul Cultural Sofia Vicoveanca, care și poartă numele. Foarte frumos aici, scenă, în aer liber. Multe de spus, asta e o sală sportivă. Mă vedeți și voi, o sală sportivă. O venit unul, apropo, mai înainte, un băiețaș tânăr, un băiețaș era cu bicicleta, deci am știut că vine la mine, cum se dea la mine pătrinții, zic că ăsta vine la mine. Ia să ies, dacă nu se leagă de mine, că ăsta caută să-mi dea un follow pe YouTube. Și așa și-a fost. Am văzut în Italia când era, dar eu n-am crezut o spus, zic știu. Și am dat geanta să urmă și că așa facută să ridică geanta, tată, să vezi că nu numai că merg pe jos, da? Nu mergi pe jos, toți mergem. Ei nu numai pe jos, sunt și sarcini de făcut pe lângă astea. Uite ce fain teren de fotbal. Uite ce fain teren de fotbal. Mamă, dar e frumos orașul ăsta, nu? E frumușelul, e frumușelul comună, știi? Ca pentru cei care sunt aici, bă, niciunul. Ei, băi, mă, dacă s-o vlua bani, hai mă, dă-le în sărăcie bani, că pute poți să-mi iei de bani. Mai luat așa, mai băgat în mâncare, măcar să facă ceva, mă. Să facă ceva, că... Vezi că dacă tot fac chestia asta, urmăresc chestia asta, să văd ce-i în lumea asta, în traseele pe care umblu eu. Eu nici n-am știut că există orașul ăsta, Vicovu, Boieștiu, am auzit eu. La școală învățăm numai de București, Timișoara, Oradea, Cluj, Satu Mare, Baia Mare, Iași, astea le învățăm la școală. Nu știm noi de sate din astea comune, așa mai departe. Și sunt foarte multe comune în spate, în dezvoltare, le-am văzut. Măcar e bine că se mișcă aici. Ce să vă spun, băieții au și pavaje, și pe o parte și pe alta. Asta e un lucru... Wow, uite omul și trenul. La merg la Suceava. Asta e trenul de 4, cu care am fi trebuit să mă duc eu dacă stăteam să mă duc cu bani. Alea trei, cu ăla trebuia să mă duc eu cu trenul de 4. Da. Au și poștă, care vreți să trimiteți bani, băieți, nicio problemă, care vrea să trimite bani, trebuie să rămâne acolo,
ce sunt trimite să nu mă supă. Uite aici băieții, că pe este gardul. După aceea dăm, dăm bike. Rar, mai țin. Da, sunt foarte, foarte multe bănci. Deci, o comună în dezvoltare. Deci dacă ei toate care le-am văzut acum, atunci exact vremea lui Ceaușescu, de, că prin case poți să-ți dai seama că casele face alte locuri. Da. Să mă duc pe cealaltă parte, că am trotuar. Să mă duc pe partea asta, că iar intru cu pietrele la pătălci și goamă. Și acum mă doare tălpile, credeți-mă. Și acum mă doare tălpile la pietre, celele astea. Ieri și alalte, m-a traseu de pietre, cele din astea am avut. E nașpa. Ba, ce să vă zic, băieții, am lăsat în spate Vicovul, am acolo pe centru. Uite aici, e o construcție foarte frumoasă, genul de care știu și eu să fac, din piatră, frumos, foarte frumoasă construcție. Asta e genul meu de construcții care îmi plac. Piatra, îmi place foarte mult piatra și lemnul, da? Piatra cu rostul ei și lemnul, rostul ei, povestea fiecăruia. Da, să reamintim, am fost și cu calul, o 2-3 km, chiar am spus la început. Și nu am mai dat un pic de putere, adică n-am mai venit 2-3 km. 2-3 km cam într-o oră le fac. Acolo le fac într-o oră. Că geanta mă rupe și trebuie să mă la jos. Da, v-am pupat, băieții, suntem în Vicovul de jos. Mai am de trecut în oraș. Lasă trec orașul ăsta, comuna asta. Mai am o comună și acolo în cauze de dormit, că am văzut că distanța prea mare pe hartă dintr-o orașul ăla cu Rădăuții. Și atunci, cum am spus, mâine o să ajung la Rădăuți. Asta este. Am avut planuri astea și tot am așteptat să se întâmple ceva. Nu se întâmpla nimic, dacă știam așa că o să fie, ajungeam astă seară la Rădăuți. Îmi dai seama, în 3 ore noapte, n-ajung în 3 ore. Aveam când am luat cu ștraful, când aveam cu ștraful, aveam undeva la 19 km când am luat ștraful. Acum nu știu cât, la căruța, cred, dar nu știu ce ștraf. Am luat căruța, bine nici nu eram cu ei, că am văzut că erau un pic băuți. Am luat să intrăm cu calul într-un gard, deja am zis gata, problemă. M-am vrut să fac un story pe YouTube din căruță, dar m-am oprit story, că am văzut că a început să margă calul pe unde o vrut ea. V-am pupat, ne auzim în alte postări și mamă, de aici cum a ocolit tirul. M-a ocolit tirul biciclist. Hai de capul meu. Hai, de ce nu mi-a dat după aici? Că de asta m-a făcut trotuar, cu cava sufletul nostru. Am fost o grămadă de cimitire pe marginea. Mergeți, mă uitați că de asta m-a făcut trotuarul. Mergeți pe marginea, că nici nu-i loc să mergi pe marginea aia. De asta am intrat acolo, da. Am pupat și ne auzim. La altele, pa.